Campania umanitară la Hârlău, mai multe familii sărace au primit ajutor din partea autorităților locale. Asistenții sociali de la primărie împreună cu polițiștii au distribuit pachete alimentare oamenilor nevoiași și celor în vârstă. Cinci familii din satul Pârcovaci au primit ajutor de la administrația locală din Hârlău. O echipă formată din muncitori de la primărie, asistenți sociali și polițiști au dus oamenilor săraci pachete alimentare cu ulei, conserve de pește și carne, orez, zahăr și pâine. Unii dintre ei au început să plângă când au văzut că sunt și persoane cu suflet mare care și-au adus aminte de ei. Este și cazul lui Marian Neagu. Este în vârstă, iar puterile l-au lăsat de mult. Haideți, dați pachetele. Sunteți în vârstă. Bunica e înăuntru. Sunt în casa noastră, mă dă proste. Cu așa mai nu pot să vă ajut, că vă rog de sănătate. Poți să-l poți, că este în căsuța noastră. Dumnezeu să vă dă sănătate, că este în căsuța noastră. Suntem amărâți, mama mea e bolnavă, mai de capul este cu zile în mână. Și eu sunt bolnav, pensie nu am. Hai, fetișoară, ia auzi, ia la mine nică n-am prins odată, dacă n-am pensie, la cantină nu-mi dă mâncare. Voi să ai pensie, n-am pensie. Social, nu am. Nici eu nicăieri n-am nici un drept, nicăieri. Unii mă duc, drept nu am. Unele bătrâni au rămas fără cuvinte când au văzut că muncitorii de la primărie au început să le curețe zăpada de pe trotuarele din curte. Haideți să ajutați-o pe... Vă mulțumim, vă dă prostii. Pări, orez și mai vezi zahăr, e costă, nu știu. Și dincolo nu am cotat încă să văd. Părerea aveți gestul autorităților? Foarte bună. Sunteți mulțumită? Da. Să trăiți. Banii pentru pachete vin de la bugetul local, iar edilul orașului Hârlău, Constantin Cernescu, a precizat că astfel de acțiuni vor continua. Astăzi a fost o acțiune pregătită încă de ieri, de la ședința cu aparatul de lucru a primăriei, prin care am stabilit ca serviciul de asistență socială să meargă pe la toate persoanele vulnerabile, în condiții mai grele de iarnă, cum sunt acum, la persoane cu mai mulți copii, care o duc mai greu în această perioadă. Deci noi vom mai continua cu aceste ajutoare, să le ducem la persoanele care sunt singure, care nu au pe nimeni. Menționăm că zilele următoare, administrația locală va împărți aproape 30 metri cubi de lemne de foc familiilor sărace care nu mai au cu ce să-și încălzească locuința în această perioadă.